Astăzi este sâmbătă, 10 decembrie 2011 și mă aflu în municipiul Târgoviște, în cadrul expoziției Columbofile Naționale a UCP. Stau de vorbă cu un crescător foarte cunoscut în România, iubit și apreciat, un crescător cu rezultate deosebite. Este vorba despre domnul Eugen Trifan din Ploiești, în cadrul FCPR. Președinte la Clubul 29-4. Ce faceți, domnul Eugen? Cum s-a încheiat sezonul 2011? A fost un sezon bunicel, ca să spun așa, din punctul meu de vedere. Un sezon în care am jucat porumbei mai puțin, dar care și-au arătat valoarea totuși în final. În sensul că din 35 de porumbei am plasat cam 15 porumbei, deci un procentaj de 50% clasări cam la toate categoriile, viteză de un fond, fond general. Bineînțeles că am rulat porumbeii pentru fond, cam nu același porumbel ca să merg pe o categorie, mai mult pentru general. Dar rezultatele au fost, pot să spun, nu satisfăcătoare, chiar bunice. Și la nivel de club, și la nivel județean, și chiar la nivel național. O să mă mândresc la cam la toate categoriile, cu cât un porumbel în primii 500 pe România, ca să spun, în cadrul FCPR-ului. Felicitări! Ați rămas același crescător și columbofil cu rezultate constante în timp? Da, care vorbeam și menționam treaba asta, că în ultimii 15 ani sunt prezent cu aceiași porumbei vechi ai mei în toate expozițiile naționale. Nu prea prezint la expoziție porumbei, dar în catalogul expozițional, în catalogul național, sunt prezent tot timpul. Deci, ce să spun, asta este o constantă și omogenitatea liniilor vechi care le cultiv, bineînțeles cu noi infuzii, că nu se poate altfel. Exact. Din ce linii, din ce sușe ați mai adus porumbei? Am adus ceva la modă care se poartă în linia Kuhlmann, care am introdus în vechii porumbei, Van Bruyen, Gieselbrecht, și care văd că totuși dau rezultate. Și ceva de linie de Janssen, dar tot Van Loon, tot porumbei olandezi, care fac rezultate și îl combinați cu cei vechi, văd că totuși s-a diminuat un pic pierderile, mă refer, pentru că am făcut și porumbei noi, cum se spune, în aceeași familie, deci nou cu nou, cum se zice, sânge, dar pierderile sunt mult mai mari. Pe când porumbei, să zic așa, climatizați în România, zburați atâția ani de zile pe Ardeal, cred că își pun totuși cuvântul ca valoare și își implementează rasa veche în cea nouă. Deci e o chestie de selecție. Cred că voi duce mai departe treaba asta, să caut să îmi fac un porumbel, visul oricărui crescător, un porumbel care să mă reprezinte. Domnule Eugen, acum în final o să am rugămintea să-mi spuneți ce așteptări aveți de la 2012 din punct de vedere al rezultatelor. Din punct de vedere, sper să încerc să mă mențin eu la nivelul meu și competitivitate mult mai mare. Aș vrea să nu mai fugă toată lumea dintr-o parte în alta. Deci cât să ne unim toți, nu știu să spun, sub același steag și să jucăm, dacă se poate, cum spun la Prahova, unde joc eu, am sub cam toată lumea pe aceeași direcție și un numeric 40.000, unde visez eu 50.000 de porumbei, cred că ar fi realizabil. Este în Prahova, sunt convins că e realizabil, deci acest lucru. Da, ar fi realizabil. Anul ăsta am un loc cu 2 din 20.000 de porumbei, aproape 19.000 și vreo 800. E ceva, deci te simți altfel când exact. Îți vine un porumbel dintr-un numeric de ăsta, deja peste 15.000 de porumbei. Eu sunt convins că veți reuși să obțineți an de an rezultate mai bune, pentru că vă cunosc și personal și știu că sunteți un crescător foarte serios, foarte pasionat. Și vă doresc în continuare, domnule Eugen, mult succes! Îmi doresc columbofiliei un 2012 foarte bun! Cu stimă, vă mulțumesc mult! La fel, multă sănătate!